Doamne Dumnezeul meu, o să-mi zi sau înaintea feței tale celei sfinte și mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog ție, izbor dulce și noi al îndurării, deschide stabilele cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării tale, ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor cu ființă tare și adevărată. Și ca să-mi dai acest dar, stăpâne, pun mijlocitor pe înainte mergătorului Ioan, către care zic, o învățătorule al credinței și mărite prorocule, care ești mai mare decât toți prorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu, te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care l-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul Părintelui Ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel, pogorându-se peste el, rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea judecătorului veșnic și fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală înaintea lui. Întinde mâna aceea cu care l-ai botezat și strică cugetele mele cele rele și mă întărește să-mi petrec viața pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, prorocule, luminează mintea cu poruncile Domnului, ca să le țin minte și să le păzesc până la capătul vieții mele și să stai lângă mine în ora morții mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă și pentru toată lumea, că Dumnezeu să dea ajutor creștinilor și celor vii și celor răposați și să odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuință și să-i venicească împărăției sale. Amen.